Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. În timpul care ne-a mai rămas, avem un cuvânt de învățătură despre pildele Domnului. Am ajuns la cea de-a șaptea lecție despre pildele Domnului, respectiv la cea de-a șasea pildă, pilda mărgăritarului. Pilda mărgăritarului, ca și pilda comorii ascunse, este o pildă foarte scurtă. Comerțul cu diamante în vremea Domnului Iisus Hristos în Palestina era foarte obișnuit. Mântuitorul rostește această pildă pe marul Mării Galilei, unde comerțul cu perle era o preocupare obișnuită. În această seară aș vrea să privim la pilda aceasta și să înțelegem că, deși este o pildă foarte scurtă, este așezată după o altă pildă scurtă, sunt vecine în Biblie, fiind cuprinse între versetele 44 și 46, ele au un înțeles diametral opus. Câteva informații despre mărgăritare, despre pilde, despre diamante, despre pietre prețioase în general. Dicționarul explicativ al limbii române definește mărgăritarul ca fiind o boabă rotundă și tare, de culoare albă strălucitoare, cu reflexe sidefii, care se formează în corpul unor scoici, în general a unor moluște, și care se întrebuințează ca podoabă de preț. Pietrele prețioase, prin originea lor, se împart în câteva categorii. Prima dintre ele sunt formate prin răcirea rocilor topite. A doua categorie sunt formate prin cristalizarea soluțiilor apoase. Aceste nestemate s-au format prin fenomene fizice și chimice petrecute pe pământ de-a lungul zecilor și sute de ani. Nu toate nestematele sunt făcute în corpul moluștelor, așa cum spun unii. A treia categorie de diamante sunt cele la care se referă expresia de mai devreme cu stridiile și scoicile. Există și pietre de natură organică provenite ori din fosile sau formate în corpul unor scoici, ca și perle, corali, sidef sau chihlimbarul. Aceste bijuterii se împart în patru categorii sau în mai multe categorii din punct de vedere al calității. Sunt pietre prețioase, nestemate adică, și pietre semiprețioase. Cele mai valoroase pietre prețioase sunt diamantul, briliantul, safirul, rubinul, smaraldul și foarte multe dintre ele le întâlnim în Biblie. Atunci când se vorbește de metale prețioase în ultima carte a celor 66 a Scripturilor, Apocalipsa, foarte multe dintre aceste nestemate, adică pietre prețioase, sunt prezentate acolo ca fiind parte a cetății și a elementelor care vor compune cetatea. Cele mai cunoscute pietre semiprețioase sunt opalul, crisoprazul, cuarțul roz, fumuriu, ochiul de pisică, ametistul, topazul, jadul și multe altele. Cele mai cunoscute pietre de natură organică sunt sideful, perla, ambra și coralul. Atunci când în cochilia unei scoici intră un fir de nisip, un grăunte de nisip, și se așează între cochilie și corpul scoicii, în jurul acestui bob de nisip, scoica secretă un strat de sidef care, de-a lungul unei perioade destul de lungi de timp, între 2 și 20 de ani, pune straturi peste straturi concentrice și se formează acolo o bobiță. Cu alte cuvinte, bobița aceea va deveni perla pe care scufundătorii iau scoica, o desfac. Și sigur că nu toate scoicile au perle, dar din foarte multe mii și mii de scoici, în interiorul lor, se găsesc perle. Practic, perla este o rană cicatrizată a unei scoici. Pentru că în jurul acelui firicel de nisip, de-a lungul unei perioade de ani de zile, până la 20 de ani, scoica are în interiorul ei capacitatea să secrete un sidef ca să îmbrace acest dușman și să nu o rănească, producându-i moartea.
În felul acesta ea izolează, îl îmbălsămează, îl acopere și practic rana aceasta cicatrizată a scoicii devine perla. Mărgăritarul acesta cules în mod organic din scoică este unul dintre cele trei categorii de care vă vorbeam puțin mai devreme. În timpul acestui proces de între 2 și 20 de ani, de formare a perlelor în interiorul unei scoici, a unei stridii, în general a unei moluște, lumina pătrunde în straturile acestea foarte subțiri de SIDEF și dă calitatea aceea și sclipirea aceea specială a scoicii. Nu numai un bob de nisip poate intra sub cochilia unei scolci, dar sunt și niște viermișori care atacă scoica și pe aceștia îi imobilizează în același fel. Îi congelează efectiv și din straturile acelea care au în interior miezul acela, în timp, peste ani și ani, se formează de fapt un mărgăritar, o perlă. Cu alte cuvinte, suferința unei scoici și reacția ei de autoapărare și de anihilare a dușmanului produce acest diamant. De aici asocierea spiritualizată a suferinței creștinului care produce perle. Perle, sigur, nu la propriu și la figurat, dar nu în sensul negativ al cuvântului, că știm noi că uneori spunem unuia care nu vorbește chiar cu înțelepciune, hai că ai spus o perlă, nu mă refer la genul acela de perle. Alea nu vin din suferință, ci vin din prea multă bucurie și lipsă de înțelepciune. Cele mai importante scoici care produc perle sunt stridiile. Valoarea acestor pietre prețioase în general se măsoară în carate și ele sunt foarte scumpe. Spre exemplu, cel mai scump diamant care a fost vândut vreodată s-a vândut în anul 2007 în Hong Kong la prețul de 7,98 de milioane de dolari. Revenind la raportul biblic, la pilda aceasta din Scriptură, aș vrea să privim la câteva comparații între pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului. Și scopul pentru care fac această comparație este să scot în evidență cât de repede acceptăm interpretările pe care le dau unii predicatori, fără să verificăm dacă raportul biblic, adică cuvântul scris al Bibliei, suportă ceea ce spun oamenii în predicile lor. Scopul meu nu este să subapreciez predicile cuiva, ci este să vă spun că deasupra oricărei predici, indiferent cine o rostește, rămâne cuvântul infailibil al lui Dumnezeu și acesta trebuie să pună notă, nu personalitatea predicatorului. Ca și pilda comorii ascunse, pilda mărgăritarului este interpretată în mai multe feluri, cel puțin în două. Adică, revenind la pilda comorii ascunse, unii spun că Domnul Iisus Hristos este comoara. Alții spun că omul este comoara. Vă aduceți aminte că data trecută am menționat că împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară pe care o găsește un om. Împărăția cerurilor se aseamănă cu comoara. Iată dar cine este comoara. Biblia ne spune cine este. Împărăția cerurilor, adică Iisus Hristos, adică Dumnezeu, adică împărăția lui Dumnezeu în general, este comparată cu o comoară și comoara aceasta este corespondentul lui Iisus, al lui Dumnezeu, a împărăției. Și un muritor, un om, din întâmplare o găsește. Priviți vă rog pe screen. Împărăția este comoara și omul găsește această comoară, adică găsește împărăția, adică îl găsește pe Dumnezeu, adică îl găsește pe Iisus Hristos. Nu putem spune dar că omul e comoara. Pilda mărgăritarului însă are o interpretare inversă, invers proporțională. De ce invers proporțională? Nu, prin faptul că sunt vecine pildele acestea, avem tendința să credem că spun același lucru. Și eu am avut tendința să cred că spun același lucru, dar uitându-mă atent în Scriptură și în seara aceasta alături de dumneavoastră, vom constata că Biblia spune următorul lucru. Împărăția cerurilor nu se aseamănă cu un mărgăritar. Că mulți spun, mărgăritarul este Iisus Hristos. Doar pentru faptul că mărgăritarul este scump și pentru că mărgăritarul este sclipitor,
Oamenii asociază pilda mărgăritarului cu pilda comorii ascunse și dacă comoara este comparată cu împărăția, și mărgăritarul e comparat cu împărăția. Dar Biblia nu suportă explicația aceasta. Pentru mine nu are așa de multă importanță ce predică unul sau altul, pentru dumneavoastră n-ar trebui să aibă importanță ce predică unul sau altul, ci important e ce spune Scriptura. Pentru că toate scripturile spun la fel, dar nu toți predicatorii spun la fel. Și în fața diversității predicatorilor, care spune bine și rău? Cel care este probat și confirmat de Scriptură. Uitați ce spune Biblia la pilda mărgăritarului. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un negustor, nu cu un mărgăritar. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un negustor și negustorul găsește mărgăritarul. Cine este negustorul? Negustorul e Domnul nostru Iisus Hristos. Pe cine găsește El? El găsește oamenii. Cine este mărgăritarul? Mărgăritarul este omul. Haideți să facem acum comparație între cele două pilde. O să vă rog frumos să vă uitați la sensul săgeților. Împărăția este comoara. Comoara este găsită de om. Priviți, vă rog, că săgeata este de la om spre comoară. Omul a găsit comoara. N-a căutat-o, Biblia nu spune că a căutat-o. Biblia spune că el muncea. Și muncind, din întâmplare, întâmplător, într-o circumstanță a vieții, a găsit comoara. Asta înseamnă că omul, în interiorul lui, nu are această inițiativă constantă să-L caute pe Dumnezeu. Omul necredincios, omul secularizat, omul din lume, el nu-L caută pe Dumnezeu, omul caută banii, omul caută munca ca să-și facă viața confortabilă și ușoară. Dar muncind în meseria lui, muncind și trăind zi după zi, e, vine o împrejurare al vieții când întâmplător din punct de vedere omenesc dă peste Iisus Hristos, peste comoară. Și dă peste Iisus Hristos în contextul existenței lui. Găsește comoara și o acceptă în viața lui, vinde tot ce are plătind prețul ca să o aibă, cumpără țarina în care e comoara, nu comoara, comoara nu se poate cumpăra, și dintr-o dată intră în posesia comorii. Observați, omul găsește pe Dumnezeu în situația aceasta. Aceasta este înțelesul pildei comorii ascunse. Omul găsește comoara din întâmplare. A doua pildă, cea pe care o studiem în seara aceasta, are săgeata inversă. Împărăția este negustorul și negustorul găsește mărgăritarul, dar Biblia menționează că nu-l găsește din întâmplare. Biblia spune că el caută mărgăritare, are această preocupare. Haideți să mai citesc încă o dată. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Care caută mărgăritare frumoase. Domnul Iisus Hristos este negustorul. El e împărăția lui Dumnezeu. El este reprezentantul împărăției lui Dumnezeu, nu oamenii, nu omul. El este exponentul. El este materializarea fizică între oameni a împărăției lui Dumnezeu. El, Scriptura. El este negustorul care caută. Este meseria lui să caute, e preocuparea lui să caute. E dragostea lui care caută. Observați că în pilda de deasupra, Scriptura spune, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină și un om o găsește muncind în țarina respectivă. A găsit-o din întâmplare. Omul nu are preocupare constantă să caute împărăția, dar împărăția are preocupare constantă să-l caute pe om. Ce bine este că Dumnezeu îl iubește atât de mult pe om încât îl caută. Așa s-a întâmplat cu mine și cu dumneata. Eu nu am fost crescut într-o familie de pentecostali. Am crescut într-o familie obișnuită de oameni ortodoxi și nu am știut absolut nimic despre Dumnezeu. N-am pus niciodată mâna pe Biblie și nici măcar n-am văzut o Biblie. Uneori când mergeam la biserică cu ocazia Paștelor sau a unui mort în biserica ortodoxă, mă uitam pe altarul preotului și vedeam că are o carte foarte groasă și bănuiam că este Evanghelia, dar n-am atins niciodată o Evanghelie. Am avut prima oară o Biblie după ce m-am convertit în Biserica Pentecostală, după vârsta de 21 de ani. Atunci, pentru prima oară, am citit Scripturile. Dar până atunci n-am știut de Biblie, n-am știut de Dumnezeu. Ei, dar eu l-am cunoscut pe Dumnezeu că Dumnezeu m-a căutat pe mine. Dumnezeu m-a căutat pe mine și a organizat
anumite circumstanțe în care să mă prindă. A pus-o mătușa soției mele și mătușa mea prin căsătorie să se roage mult pentru mine, să-mi vorbească în întâlnirile, în vizitele de rudenie despre Iisus, să stârnească curiozitate în mintea mea și la un moment dat această curiozitate să culmineze cu dorința mea de a merge din curiozitate într-o biserică penticostală, că acolo mergea ea. În seara aceea mi-a fost suficient, o singură dată am intrat și mi-am predat viața Domnului. Asta pentru că Dumnezeu m-a căutat pe mine. Negustorul este exponentul, este reprezentantul împărăției lui Dumnezeu și el caută mărgăritare. Asta spune Scriptura. Împărăția este comoara, omul găsește comoara. Împărăția este negustorul, negustorul găsește mărgăritarul. Numai că săgeata este de la om la comoară, timp în care este de la negustor la mărgăritar. Pilda comorii ascunse. Aș vrea să privim puțin aici și să vedem care este învățătura pildei comorii ascunse. Împărăția, adică Iisus, este comoara. Fermierul, adică omul, găsește comoara, adică pe Iisus. Acțiunea este a omului către Dumnezeu. Pilda îl reprezintă pe fermier, pe om, care din întâmplare găsește comoara, adică pe Domnul Iisus Hristos. Nu putem să interpretăm altfel, nu putem să spunem că comoara e omul, pentru că nu ne dă voie textul. Care este învățătura pildei mărgăritarului? De fapt, să o concretizăm, că am tot vorbit de ea câteva minute. Împărăția, adică Iisus, este negustorul. Negustorul, adică Iisus, caută mărgăritarul și căutându-l îl găsește. Mărgăritarul este omul. Acțiunea nu mai este a omului, ci este a lui Iisus către mărgăritar, către om. Pilda îl prezintă pe negustor, adică pe Iisus, căutând și găsind mărgăritarul, adică pe om. Iată dar că aceste pilde vecine au un înțeles invers proporțional. Amândouă vorbesc de valori, una de comoară, una de mărgăritar. Și am avea tendința să le interpretăm pe amândouă în aceeași manieră. Ce e comoara e și mărgăritarul, ce e mărgăritarul e și comoara. Lucrurile stau tocmai invers. Pentru că Biblia, în două pilde vecine și foarte scurte, vrea să surprindă în primul rând lucrarea lui Dumnezeu față de om, că îl caută, și Domnul a lăsat totul ca să-l găsească pe om. Pentru 33 de ani și jumătate a lăsat slava din ceruri, s-a dezbrăcat de ea, folosește Pavel expresia aceasta, și a venit pe pământ între oameni pentru ca să-l poată avea pe om. Dar a doua pildă spune ce trebuie să facă omul ca să-l accepte pe Domnul care a venit în lumea lui. Și Biblia spune că și omul trebuie să renunțe la tot. Dumnezeu a renunțat la tot și a venit în viața oamenilor, omul trebuie să renunțe la tot și să meargă în inima lui Dumnezeu. Este o lucrare de reciprocitate. Nu-i suficient ca Dumnezeu să facă totul. Asta se numește religie. Oamenii din lume spun că ei sunt mântuiți pentru simplu fapt că aparțin unei biserici. Ei nu fac nimic, ei nu renunță la nimic, ei își duc o viață normală. Plăcerea este Dumnezeul și prioritatea și valorile vieții lor și pentru simplu fapt că Iisus a murit la Golgota, ei sunt mântuiți. Ei nu înțeleg că Iisus a murit la Golgota făcându-și partea lui, dar și ei trebuie să moară la Golgota făcându-și partea lor. Dacă doar Iisus moare pentru mine și eu nu mor pentru el, eu nu sunt un om mântuit. Dumneata, nu ești un om mântuit. Care este comparația între cele două pilde? Lucrul acesta ne va ajuta mai bine și mai ușor să înțelegem. Împărăția Iisus este comoara. Împărăția Iisus este negustorul. În mod obișnuit, în timp ce citim Biblia, lucrurile par să stea altfel. A doua comparație. Omul găsește comoara, adică îl găsește pe Iisus. Negustorul, Iisus, găsește mărgăritarul, adică pe om. A treia comparație. Împărăția, Iisus, este găsită de om. Împărăția, Iisus, găsește omul în cazul pildei mărgăritarului. Și ultima comparație. Acțiunea este a omului către Dumnezeu în pilda comorii ascunse. În pilda mărgăritarului, acțiunea este a lui Iisus către om.
Cele două pilde nu se contrazic, ci se completează. Vorbesc în primul rând de lucrarea lui Dumnezeu care a murit prin Iisus pentru om și în al doilea rând vorbesc de lucrarea omului care trebuie să creadă în lucrarea lui Dumnezeu și să se pocăiască de păcatele lui. În felul acesta Dumnezeu își face partea în dreptul omului și omul își face partea în dreptul lui. În prima pildă, omul găsește din întâmplare comoara. În a doua pildă, Domnul Iisus Hristos găsește comoara pentru că o caută. Aceasta face diferența între om și Dumnezeu. În ambele pilde, fiecare vinde tot ce are și lucrul acesta este foarte important de menționat. Domnul Iisus Hristos a vândut tot ce a avut pentru ca să intre în posesia oamenilor, să devină mântuitorul lor. Omul, la rândul lui, trebuie să vândă tot ce are pentru ca să îl poată primi pe Domnul Iisus Hristos. Am trecut aici un text biblic, Filipeni, capitolul 2, versetul 7, și vă cer îngăduința să citesc acest verset, versetele 7 și 8. S-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a dezbrăcat. De ce s-a dezbrăcat? Aceasta este o metaforă, este o figură de stil și Pavel face această comparație cu un om care se dezbracă de hainele lui. Domnul nu s-a dezbrăcat de haine. El este îmbrăcat cu slavă în ceruri. S-a dezbrăcat de această slavă și Scriptura spune a luat un chip de rob ca să se facă asemenea oamenilor, că dacă venea cu slava pe care o avea înainte de a veni pe pământ la Tatăl, nu mai era asemenea nouă. Era un Dumnezeu între oameni și noi toți am fi murit în prezența Lui. Dar El s-a dezbrăcat de dumnezeire, a renunțat la tot pentru ca să poată veni în lumea noastră și să ne restaureze. Și versetul 8 continuă spunând, la înfățișare a fost găsit ca un om, dar El nu era om, El s-a făcut om prin întrupare. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Asta este ceea ce a făcut Domnul. El a renunțat. Priviți că și omul trebuie să renunțe ca să-L poată primi pe Domnul. Scriptura ne spune în pilda comorii ascunse că omul trebuie să renunțe la tot, să-și vândă casa, să-și vândă proprietatea, să-și vândă tot ce are pentru ca să poată cumpăra țarina și în țarină să intre în posesia la comoară. În pilda mărgăritarului, Biblia spune ce a făcut Dumnezeu pentru om. A renunțat la totul. Priviți la ce timp este verbul? A renunțat. La timpul trecut. Cu 2000 de ani în urmă, Domnul Iisus Hristos a făcut această lucrare pe dealul Golgotei, pe cruce. Este o lucrare din trecut. 2000 de ani de istorie așezat peste acest eveniment. Nu mai este nevoie să ne întrebăm dacă este sau nu adevărat, fiindcă este un verb la timpul trecut. Priviți, vă rog, în 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 la 10, la ce timp este renunțarea pe care trebuie să o realizăm noi. Scripturile spun, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui cele mari și scumpe, prin ele ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Atenție! De aceea, dați-vă și voi toate silințele. Nu este suficient că v-ați dat toate silințele. Dați-vă astăzi, dați-vă în viitor toate silințele. Dați-vă astăzi, dați-vă mâine toate silințele. Observați că ceea ce a făcut Domnul este la timpul prezent. Observați că ceea ce facem noi este... Observați că ceea ce a făcut Domnul la timpul trecut. Observați că ceea ce facem noi este la timpul prezent și la timpul viitor. Asta înseamnă că lucrarea lui Dumnezeu, prin Hristos să moară pentru noi, s-a încheiat și putem fi siguri de asta, este istorie. Lucrarea noastră nu s-a încheiat. Faptul că am fost pocăiți ieri și că ne-am rugat și că am fost oameni de caracter nu-i suficient. A fost suficient până azi noapte. Dar dacă Dumnezeu a îngăduit să ne trezim de dimineață și să mai fim în viață, maratonul continuă. Noi trebuie să continuăm să
ne temem de Domnul, să renunțăm la toate lucrurile și să-L urmăm pe El. Aceasta așteaptă Dumnezeu de la noi. În concluzie, aș vrea să vă spun următorul lucru. Iisus a văzut un mărgăritar în fiecare om. Iisus a văzut un mărgăritar în fiecare om. Priviți, vă rog, ce a văzut Domnul Iisus Hristos la Petru, care a fost un pescar anonim. Priviți, vă rog, ce a văzut la Zacheu, care a fost un bogat mândru. Priviți ce a văzut Domnul la Pavel, care a fost un intelectual celebru. Priviți ce a văzut la famenul etiopian, care a fost un ministru realizat. Priviți ce a văzut la Nicodim, care a fost un teolog recunoscut. Priviți ce a văzut la Maria Magdalena, care a fost o păcătoasă notorie. Dar oamenii aceștia au devenit mărgăritar de preț pentru Domnul Iisus, nu pentru mândria lor, nu pentru păcatul lor, nu pentru celebritatea lor, nu pentru faptul că au fost miniștri, ci pentru că toți au avut un lucru comun. Toți s-au pocăit. Orice om păcătos, dacă se pocăiește, păcatul pleacă de la el. Orice om mândru, dacă se pocăiește, mândria pleacă de la el. Orice om rău, dacă se pocăiește, răutatea pleacă de la el. Toți oamenii aceștia au avut în comun, nu banii, nu toți au avut bani, nu inteligența, nu toți au fost inteligenți, nu păcatul, nu toți au păcătuit la fel ca și Maria Magdalena, toți au avut în comun pocăința. Și când s-au pocăit, au devenit un mărgăritar de preț pentru Domnul Iisus. Domnul se laudă cu ei. Dar nu doar aspectul acesta aș vrea să-l scot în relief în ceea ce privește găsirea mărgăritarului. Și aș vrea să mai scot în relief ceea ce anticipam în introducere. Faptul că Iisus a văzut un mărgăritar în fiecare om care suferă pentru interesele împărăției sale. Iisus a văzut un mărgăritar în fiecare om care suferă pentru interesele împărăției sale. Frații mei, nu toți oamenii suferă pentru Evanghelie. Unii suferă pentru lucruri pe care ei le fac în mod greșit. Însă sunt și oameni care suferă pentru Evanghelie. Permiteți-mi să vă dau un exemplu, el este incontestabil. Uitați ce spune Pavel. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu suntem la strâmtoare. Suntem în grea cumpănă, dar nu suntem disperați. Suntem prigoniți, dar nu suntem părăsiți. Suntem trântiți la pământ, dar nu suntem omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul acesta omorârea Domnului Iisus Hristos pentru ca viața Lui să se arate în noi. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi, prin slujirea noastră, lucrează viața. Și apostolul continuă să vorbească despre toate suferințele la care l-a expus, știți ce? Slujirea. Înainte să devină un slujitor, dumneavoastră știți de ce cinste s-a bucurat Pavel. El a făcut parte din parlamentul iudaic. La vremea aceea, Israelul era condus de un parlament religios, numit Sanhedriu sau Sinedriu. El a făcut parte din grupul celor care conduceau țara din punct de vedere religios. Și omul acesta a avut autoritate, armata l-a sprijinit, scrisorile de acreditare ale autorităților l-au sprijinit, au avut suficient bani ca să călătorească și a fost un om respectat datorită școlilor pe care le-a făcut, datorită inteligenței și dotării lui, datorită culturii și abilităților lui. Omul acesta a fost un om de frunte în națiunea lui, a fost un exponent, un om de viitor pentru națiunea lui. În momentul în care s-a convertit, s-a pocăit și în momentul în care a devenit un slujitor, el a devenit gunoiul națiunii lui. Oamenii care l-au respectat n-au mai dat doi bani pe el. Pentru că în lumea seculară, pocăința oamenilor lui Dumnezeu este percepută drept slăbiciune. În lumea seculară, pentru un om care n-are înțelepciunea lui Dumnezeu și frică de Dumnezeu, dacă te smerești înaintea lui, atunci el crede că ești slab, încearcă să te manipuleze, să te controleze, crezând că ești slab și că ești inofensiv, că ești vulnerabil în fața lui. În fața lumii, pocăința noastră este percepută slăbiciune. Știți cine apreciază pocăința noastră? Nu lumea. Lumea ne disprețuiește, lumea ne ironizează și crede că suntem slabi și suntem vulnerabili. Încearcă să ne manipuleze, să ne controleze și să facă ce vor cu noi în interesul lor.
Dumnezeu însă apreciază pocăința oamenilor lui. Dumnezeu apreciază smerenia, o onorează. Dumnezeu apreciază nașterea din nou, Dumnezeu apreciază neprihănirea, Dumnezeu apreciază obrazul întors, Dumnezeu apreciază răbdarea de a nu-i răspunde celui care, omenește vorbind, merita să-i zici ca să nu creadă că nu știi cum stau lucrurile. Dar pocăința te face să te dai un pas înapoi și să nu te ridici la nivelul lui, să nu spun să nu te cobori. Dar în lumea seculară, pocăința celor pocăiți este percepută drept slăbiciune. Ei nu apreciază, numai Dumnezeu apreciază pocăința și numai Dumnezeu premiază pocăința. El este singura autoritate care va spune, rob bun și credincios, vino. Care guvern astăzi cheamă pe un pocăit să-l înalțe în dregătorie? Să-i dea o sumă de bani pentru că este neprihănit? Să-l facă celebru și să-l pună în topul nu știu căror speciali. Pocăința astăzi în lume nu e percepută ca o valoare, nu este percepută ca un diamant, nu este percepută ca un mărgăritar. Mărgăritarele astăzi sunt frumusețea, uitați-vă la televizor. Sunt persoane care aproape că n-au nimic în cap, dar datorită frumuseței sunt în fața reflectoarelor. Și își fac carieră și se umple de bani, doar pentru frumusețe. Frumusețea astăzi este un juvaier, mai ales în rândul fetelor, al femeilor. Priviți o revistă fără un fotomodel, ați văzut așa ceva? Nu! Deschideți televizorul și din 10 imagini, una va conține un fotomodel. Nu trebuie neapărat să aibă școală, nu trebuie neapărat să fie morală. Nu trebuie neapărat să aibă caracter, dacă e frumoasă e destul. Frumusețea e un juvaier, dar nu pentru Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu respinge frumusețea și acceptă persoanele urâte. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că doar frumusețea, într-un caracter urât și nepocăit și nenăscut din nou, pe Dumnezeu nu-l interesează. Apoi, inteligența e un juvaier pentru lume. Lumea prețuiește inteligența. Uitați-vă dumneavoastră, cine sunt oamenii care conduc națiunea? Cine sunt oamenii care sunt luați în mașină de la scară și sunt aduși înapoi? Cine sunt cei respectați și păziți? Nu oamenii inteligenți? Dar oamenii aceștia inteligenți au atâta inteligență încât să se pocăiască? Au atâta inteligență încât să-L vadă pe Iisus că sclipește dincolo de orice rege și dincolo de orice domnie? Au atâta inteligență să știe că nu vin din maimuță și că vin din Dumnezeu? Asta nu înseamnă că toți oamenii inteligenți nu sunt pocăiți. Foarte mulți oameni inteligenți se pocăiesc, dar inteligența nu trebuie confundată cu înțelepciunea. Inteligența astăzi este valoarea lumii. Pavel spune, când am venit la voi, n-am vrut să sclipesc prin inteligență. N-am venit la voi cu un duc de înțelepciune ca să vă fac, să vă entuziasmez și să câștig simpatia voastră prin manifestarea înțelepciunii mele. Pavel spune că altceva a sclipit în el. A sclipit modestia, smerenia și pe fondul acestei atitudini de smerire omenească s-a arătat puterea și slava lui Dumnezeu. Pe lângă frumusețe, pe lângă inteligență, sigur că mai sunt alte valori care sunt juvaier în lumea seculară, dar ele nu sunt juvaier în împărăția lui Dumnezeu. Juvaierul din împărăția lui Dumnezeu este pocăința. Niciun om nu-l poate determina pe Dumnezeu să vină în viața lui dacă nu se pocăiește, indiferent ce sacrificii face. Indiferent ce sacrificii face, indiferent al cui fiu este. Indiferent cine se pretinde. O persoană care nu-și înfrânează gura ca și mod de viață, o persoană care nu-și ține viața în control ca și mod de viață, o persoană care nu se smerește și nu se apropie de Dumnezeu ca și mod de viață, o astfel de persoană nu este un juvaier pentru Dumnezeu, poate fi un juvaier pentru lume, poate fi o jucărie pentru un grup de oameni cu care un grup de oameni se laudă, exponentul unui partid, exponentul unei societăți, exponentul unei grupări, exponentul unei denominații religioase. Aduceți-vă aminte,
Iudeii aveau pe cineva care vorbea pentru ei. Aduceți-vă aminte, romanii, grecii aveau pe cineva care vorbea pentru ei. Când Luther a fost chemat la Orms să dea socoteală de credința lui, care a provocat reforma din Germania și din Europa în secolul XVI, papa n-a putut vorbi, pentru că nu excela în vorbire, excela în altceva. Și atunci a avut o persoană care era oratorul lui, era retorul lui, era predicatorul lui. Și acela l-a confruntat pe Luther, nu papa. Papa nu se putea ridica la înălțimea confruntării cu Luther. Luther era un om pregătit în scriptură. Avea o vorbire bună, avea argumente puternice. Era dotat de Dumnezeu cu darul de a vorbi. Imediat l-ar fi dominat prin autoritatea vorbirii și argumentației. Dar papa a luat pe cineva care era școlat și pregătit în retorică, în omiletică, și l-a pus pe acesta să se confrunte verbal în argumentație cu Luther. Frați și surori, închei spunându-vă următorul lucru. Așa cum perla, cum diamantul, cum mărgăritarul, unul dintre cele trei forme de apariție ale lor, ale originii lor, este o rană cicatrizată dintr-o scoică, tot la fel vreau să fac o aplicație practică în încheiere, spunându-vă că oamenii care sunt expuși suferinței se curățesc de absolut orice lucru pe care înainte și-l permiteau. Poate înainte erau mai indiferenți de viața spirituală, erau mai permisivi și mai toleranți. Erau oameni care priveau viața spirituală mai ușor pentru că erau lejeri pe calea Domnului. Dar a venit suferința, a venit necazul, a intrat un fir de nisip, a intrat un țepuș în coastă care nu iese și rămâne acolo pentru 2 până la 20 de ani. Și în jurul lui trebuie să pui multă pocăință. În jurul lui trebuie să pui multă iertare. În jurul lui trebuie să pui multă omenie. În jurul lui trebuie să pui multă bunătate. Și cu această atitudine poți să suporți, poți să ierți, poți să privești în ochi, poți să treci cu vederea, poți să nu mai ții în socoteală anumite lucruri și să te uiți ca un frate la frați. Pentru că pui în fiecare zi strat peste strat, pui în fiecare zi strat peste strat, dar această suferință a purtării poverii asemenea celui care a mers înainte de noi face dintr-un om indiferent în trecut, dintr-un om grăbit cu pocăința în trecut, dintr-un om absolut superficial în adunare în trecut, face un om pe care suferința a fost metoda lui Dumnezeu care să-l îngenuncheze, ca să-l smerească, și suferința aceasta a fost soluția lui Dumnezeu să scoată tot parfumul din el. Luați un trandafir și țineți-l în fața dumneavoastră și s-ar putea să nu miroasă nimic, dar puneți-l în palmă și zdrobiți-l prin frecare și mirosiți-vă palmele. Și o să vedeți că suferința provocată trandafirului, rupându-l, zdrobindu-l, frângându-l, strivindu-l, a scos tot parfumul din el. Bogăția acestei lumi, libertatea acestei lumi, oportunitățile acestei lumi nu sunt neapărat rele, dar un om care le are trebuie să fie foarte pocăit ca avându-le să mai rămână pocăit cu adevărat. Dincolo de asta, orice suferință a vieții ne apropie de Dumnezeu, orice îngenunchiere ajută viața spirituală. Și orice demascare a răutății oamenilor ne determină să înțelegem că în lumea aceasta, într-o singură persoană putem să avem încredere, în Dumnezeu care este sfânt și care este în ceruri. În seara aceasta vreau să vă îndemn la următorul lucru. Scumpii mei, nu disprețuiți suferința, nu o priviți ca pe un blestem. Este o onoare să suferi pentru Hristos și să iasă parfum din inima asta de om care în trecut s-a preocupat cu alte lucruri. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să ne lovim sau trebuie să urcăm scările de la nu știu ce biserică în genunchi și rănindu-ne să suferim. Nu vorbesc despre asta, ci vorbesc despre o suferință pe care o aduce Dumnezeu să echilibreze viața oamenilor. În felul acesta devenim un mărgăritar, pentru că întotdeauna mărgăritarul este o rană cicatrizată din inima unui muritor. În seara aceasta vreau să vă îndemn la rugăciune, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne privim frumusețea care ia naștere prin suferința pe care o avem,
confruntându-ne cu păcatul și împotrivindu-ne lui și lăsându-l pe Domnul să ne conducă viața prin metodele pe care le îngăduie în viața noastră, fără să cârtim, fără să fim nemulțumitori și să spunem: Doamne, îți mulțumesc pentru onoarea de a călca pe urmele tale, îți mulțumesc pentru harul de a suferi și eu, dă-mi putere doar ca să rezist, să te urmez și când te vei întoarce, să spui și mie: vino, rob bun și credincios. Vă invit să ne ridicăm în picioare și prin rugăciune să ne smerim înaintea Domnului împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.